Vreți să vedeți cum arată un mesaj de o femeie în vârstă la locul ei, da? Fericită, poate, și cu frică de Dumnezeu. Femeie cum se cade, femeie care își vede de viața ei. Nu este vorba de laudă, ci este vorba de adevăr. Ia uitați ce mesaj frumos am de la dânsa în privat. Îl ador, m-a emoționat. Bună seara, Cristi. Ce vreau să-ți spun, Doamne ajută, multă sănătate vreau să-ți urez. În primul rând, mamei tale vreau să-i urez multă sănătate și ție. Mamule, ești un om extraordinar, un om de milioane. Îmi place ceea ce faci, îmi place și cum cânți. Și apreciez gestul tău că ești alături de mama ta. Ești un om mare de tot. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, tot ceea ce-ți doresc să se împlinească. Și să fii alături de mama ta, că este o femeie extraordinară. Îmi place și mâncarea pe care o face, și cozonaci, și tot. Ce să spun, ești un om de 100, poate și mai mult de 100. Bravo, felicitări, Cristi. Te apreciez din tot ceea ce faci. Ești cel mai tare, bravo. Îmi place și când intri pe YouTube, îmi place și când intri să vedem ceea ce ai făcut, mâncare și așa mai departe. Felicitări din partea mea și multă, multă sănătate familiei tale. Ție, mamei tale, numai bine vă doresc. Doamne ajută la toată lumea și nu mai fiți răutăcioși, asta înseamnă educația și cultura și crescut omul bine de acasă. La o anumită vârstă, nu ca fofărlicile care comentează tot ce le trece prin cap și provocări și tot felul de minciuni. Vă pup, o zi binecuvântată să aveți!